Prichindeii de la grădinița numărul 15 s-au pregătit cum se cuvine să-l aștepte pe Moș Crăciun. Au recitat poezie, au cântat și au dansat pentru ca moșul cel darnic să nu vină cu tolba goală. A fost organizată o sărbare unde cei mici au îmbrăcat portul popular și au reprodus tradițiile practicate înaintea sărbătorilor de iarnă. Preșcolarii au cântat, au recitat poezii, au dansat și au organizat o scenetă în întâmpinarea lui Moș Crăciun. Totul a fost pregătit în detaliu, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, pentru ca sărbarea să fie pe placul moșului. Colindăm, colindăm! Fiecare mic artist a adus în scenă emoție și creativitate, transformând evenimentul într-o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Într-o țară depărtată, un om cu povara sa, amărât la poți bătea și ruga pe toți, fierbinte, și cu pașnice cuvinte. Micuții au adus în fața spectatorilor obiceiul colindului și au împărțit mere și covrigi păstrând vie tradiția.